Sunteți, trebuie să recunosc, niște prezențe discrete. Adică nu vă expuneți foarte mult viața personală, parcursul profesional și atunci a trebuit să mă raportez strict la valoarea pe care voi o aduceți în mediul online. Pentru că de obicei cititorii sunt un introvert. Da, asta este un pic mai greu să-i gândim. Exact. Sigur. Bun. Să vedem cu cine o să încep. O să vă întreb și pe voi cum vă este mai comod. Eu cumva am pregătit niște întrebări în linie, dar aș putea să vă iau pe rând și să vă adresez câte o întrebare ca să nu fie ceva monoton și să apuce toată lumea să vorbească. Aș începe cu Alexandra. Da. M-am legat în primul rând de activitatea ta ca profesor. Da. Și aș vrea să te întreb, cum ajunge un profesor care are, știm foarte bine, timp limitat și resurse financiare, să zicem, insuficiente, să vorbească cu atâta dragoste despre literatură și despre sentimentele astea frumoase unor copii care consideră cel puțin literatura operelor românești ca fiind monotonă? E o întrebare foarte bună și nu a fost deloc ușor. Pot spune că mă simt așa cât de cât împlinită că am reușit să ajung la ei în ultimii 2-3 ani. Asta pentru că am schimbat mediul în care lucrez și o să vorbesc și despre asta. Trebuie să recunosc că e o diferență. Aici contează foarte mult, exact cum au spus și fetele, ce fel de profesori întâlnești. Eu cred că meseria asta trebuie să fii cumva asumat, în sensul că nu te poți lega doar de lecturi clasice și să rămâi acolo, cum nu poți, de exemplu, să dai doar un examen de titularizare și să te aștepți că ăsta va fi examenul vieții tale de profesor și să nu reușești să te autodepășești. Să fii cumva la curent cu ce se întâmplă, cum poți să ajungi la ei, pentru că fiecare generație este diferită. Am început, cum vă ziceam, chiar din primul meu an și nu a fost deloc ușor. Apropo de faptul că tu îmi spuneai că ai lucrat cu diferiți copii din medii defavorizate, nu am avut ocazia asta, însă am avut ocazia să lucrez cu diferiți copii din școli din București destul de slabe, unde am încercat și aici voi fi sinceră, nu e deloc ușor să ajungi la ei, pentru că probabil undeva s-a rupt ceva și în copilăria lor. Deci depinde foarte mult și de mediul social în care copiii respectivi cresc. Am vorbit despre cărți, dar nu am fost încurajată neapărat de colectivul în care lucram ca lucrurile astea să ajungă la ei. Și atunci tot demersul ăsta devine un pic dificil. Odată ce am făcut trecerea de la o școală de stat, unde am lucrat destul de mult timp, la privat, în prezent sunt profesor de limba română la liceul român finlandez, aici lucrurile au stat cu totul altfel, pentru că am fost pentru prima dată încurajată să duc pasiunea asta mai departe. Și copiii știind despre pagina mea și atunci cumva a fost așa un dialog, ei știau că voi posta despre ceva ce urmează noi să discutăm la clasă, la cluburile noastre de carte. Aici am reușit pentru prima dată să invit efectiv scriitori contemporani. Am avut deputează la școală pe Simona Popescu, pe Alex Moldovan, pe Camelia Cavadia, Laura Ionescu. Și am făcut sesiuni de cluburi de carte, atât pentru profesori, cât și pentru gimnaziu și liceu. Și au fost subiecte variate. Nu e deloc o muncă ușoară, mai ales dacă dorești așa să vezi un rezultat, se vede doar în timp. Dar ușor, ușor am văzut acea deschidere la care m-aș fi așteptat cu mult timp în urmă, dar nu am găsit mediul potrivit. Deci cred că a contribuit și treaba asta. Sigur, sunt lucruri pe care noi nu le putem controla. Da. Cum se exemplu din familie, chiar mediul școlar, și mediul, colectivul de profesori. Viziunea lor asupra lecturii influențează modul în care mesajul tău ajunge la copii. Da, 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 da. Și contează foarte mult ca tu, ca profesor, să ai o anumită deschidere. Și apropo de decalajul ăsta între generații, între generațiile vechi de profesori și cele noi, aici chiar vreau să punctez
Încă se găsesc anumite tipare învechite și în rândul noilor generații de profesori, ceea ce nu e chiar atât de îmbucurător, dar ușor, ușor se pot schimba tiparele astea, pentru că, într-adevăr, copiii nu sunt neapărat atrași de literatura clasică. Este important să aibă o bază formată acolo, adică nu aș vedea cum să aprecieze literatura contemporană dacă ei nu au o cultură a literaturii și dacă nu cunosc un anumit parcurs, o anumită istorie, dar trebuie să înțelegem că e nevoie de o pliere pe gusturile lor și cumva să ne raportăm la anumite valori care se regăsesc și în viața de astăzi și la cărți care abordează aceleași teme, dar într-o altă perspectivă. Și atunci poți face ușor, ușor paralela asta între clasic și nou. Deci începem cumva cu pași mici, da. Abordăm teme care sunt de interes pentru ei, da. Și autori contemporani care vorbesc aceeași limbă. Aceeași limbă, da, da. Bineînțeles, ținând cont și de ceea ce s-a scris înainte, căci, nu știu, după părerea mea, nu poți aprecia ce este scris acum dacă nu cunoști și ce a fost înainte. Da, sigur. Dar oare în mediile acestea, că spuneai că te-ai mutat în privat acum, în mediul de stat, în anumite școli, în preșoare, chiar nu există copii pasionați care să aibă acest instinct de a... Există, există. Și cum am putea să-i ajutăm pe copiii ăștia să-și dezvolte... Da, să-și dezvolte gusturile de literatură, că cred că peste tot există acest instinct de a iubi literatura și frumosul. Dacă nu e cineva care să te ghideze. Da. Și nu ar fi... Cum am putea interacționa cu ei pentru a-i scoate din anonimat? Da. Dacă totuși catedrele de limbă și literatură română sunt destul de... Da, de reticente sau... Mm-hmm. Dar mai este și chestiunea timpului, pentru că tu trebuie să ții cont de o programă care trebuie să fie la zi. Da. Aici ține tot de un sacrificiu personal. Pot să dau exemplul meu, pentru că asta am făcut și am văzut că a funcționat. Atunci când eram la stat, eram mult mai încorsetată în ideea asta de programă, de planificare, că trebuie să fii cu lucrurile la zi, dar încercam să aloc 3 ore dintr-o lună unor cluburi de carte. Aveam club de carte lunar. Eu propuneam o listă de lecturi, de regulă cărți nou apărute, și lăsam pe ei să aleagă. Și întotdeauna le-am spus, uite, putem să facem așa mixt. Fiecare vine ca la, nu știu, partadul cenacul, să spunem, și vorbește despre cartea citită. Nu vă impun eu ce să citiți, aveți o listă propusă de mine, dar fiecare își alege, faceți un research acasă și vedeți ce vă place. Și au fost puțin contrariați la început, cum adică să alegem ce ne place. Și am zis, da, pentru că dacă eu vă impun ceva, citește cartea asta până la capăt, să fim serioși, doar să citească, pentru că nu au atât de multă convingere, nu sunt atât de motivați, totuși sunt niște copii. Și mai ales și vinovații, da? Nu ar duce la capăt. Sunt mulți copii care apelează la rezumatele online. Bineînțeles. Și este un studiu foarte superficial. Exact. De teama notei și atunci am scos ideea de notă, nu te notezi, nu-ți dau 4 dacă n-ai citit cartea. Ideea este să fie ceva extra și vei primi oricum o notă ca un fel de un bonus pentru munca ta. Și atunci am văzut lucrurile dintr-o altă perspectivă și ușor, ușor a început să se schimbe. Au fost dăți când 80% din clasă citise cartea respectivă și începeau niște discuții. Da. Au început chiar să plângă. Erau unele cărți care deveniseră terapie. Țin minte cu biblioteca de la miezul nopții, sigur o știți. Da. Acolo s-a lăsat cu plânze și a fost... și-au adus aminte de lucruri din copilărie. Au făcut diferite legături și... Da, da, da. E fascinant când vezi lucrurile astea. Dacă știi să îndepărtezi puțin de la direcția asta de citești pentru că dacă nu citești vei lua nota respectivă. Dacă nu funcționează pe partea asta de a primi ceva neapărat, deci îndepărtezi, lucrurile s-ar putea să fie privite dintr-o altă perspectivă. Cunosc foarte multe persoane care nu iubesc să citească, afirmă că nu iubesc să citească, anume din considerentul că erau foarte impuși cumva la școală sau de părinți chiar să citească, ceva ce nu simțeau evidente, orică rezonează. Da. Și cumva acum zice, mereva, eu cumpăr cărți. Da, chiar le dădeam exemplul meu din copilărie, aici trebuie să recunosc, eu n-am avut o afinitate pentru Sadoveanu. Ce să faci, nu-i poți iubi pe toți.
și îi explicam. Zic, măi, uite, vă dau exemplu meu din clasa 8-a când într-adevăr am fost obligată că trebuia să citesc Bartagul. A fost ceva cumplit sau la MDN, de exemplu. Nu am rezonat, dar nu trebuie să-ți placă toate cărțile. Asta le-am și spus, că până la urmă dezvoltarea gustului pentru lectură înseamnă să faci diferența între ce-ți place și ce nu-ți place și să știi ce să alegi. Eu, de exemplu, cărțile clasice acum le percep mult mai bine, precum o făceam odată. Da. Când încep. A, bine, dar cartea asta e destul de fain. E și vârstă. Da. Și apoi și toată... Atunci, am doar ca să fac. Doar l-aș da, dar nu înțelegeam cumva, nu era trecută prin un prisma, așa spune, o sufletul de experiență. Exact, da. Bun. Acum, Irena, o să trec la tine. Trecem de la lectura asta din mediul școlar la lectura pentru adulți. Am văzut că tu ești orientată mai mult spre cărțile de spiritualitate, de dezvoltare personală, de ceva ani, da? Și aș vrea să te întreb, au început oamenii să se conecteze mai mult la sine, să devină mai conștienți și, de asemenea, care este profilul unui astfel de cititor, unui consumator de cărți de dezvoltare personală? Uite, tare eu iubesc foarte mult și mă simt așa ca peștele în apă, citind cărțile umane. Un pic ficțiunea, romanele de dragoste, iubesc procesul ăsta de îndrăgostire între două personaje, bine, nu doar în carte, dar chiar și în viața reală, îmi place comportamentul lor, discuțiile care merg, nu tot, chimia asta. Dar de ceva timp am început, de când am făcut blogul, mi-am creat cu blogul, mă gândeam că ar fi momentul potrivit să încep să citesc și cărți de dezvoltare personală. Bine, mai citeam și înainte, dar cumva mai puțin. Da. Și mi s-a dat mult mai greu cărțile astea de dezvoltare personală. Cumva, la mine era conceptul ăla că nu poate să-mi spună cineva cum să-mi trăiesc, de exemplu, viața. Știi, eu știu mai bine. Și asta e minunat că acum, descoperind psihosomatică, îmi dau seama că asta și este. Cred că am rămas cu gândul bun. Vorbeam despre spiritualitate, dezvoltare personală și cum este profilul acestui cititor. Până nu începi tu să lucrezi cu sine, nu poți să le percepi pe de-a întregul cu aceste cărți. Cumva este nevoie mult lucru cu sine și conștientizare. Dar, cumva, trecând de la cărțile astea romane și mai mult pe simț, și este foarte greu să faci trecerea asta la cărți de dezvoltare personală. Mm-hmm. Mi-a luat ceva timp ca să încep să le îndrăgesc, să spun așa. Cumva eram... Să trăiesc sau cum să gândesc sau cum... Sunt oamenii dintr-un anumit domeniu atrași mai mult de tipul ăsta de carte, să zicem oamenii care lucrează în corporații, poate folosesc aceste cărți pentru a-și eficientiza munca sau... Da, ele sunt foarte bune. Fiecare unul citește cu, nu știu, cu ce rezonează, de ce are nevoie, ce mai mult, de care informații are nevoie, nu știu, eu... Atunci era mai mult pe romane. Acum deja aveam bine cu spiritualitate, noi devin copil când m-am și la biserică și îl citeam și cântam prin stradă cumva, bine, dar asta era mai mult religie, nu ca spiritualitate. Da. Acum, deja da, sunt mai mult axată pe spiritualitate sau dezvoltare personală atunci când însă și eu am început să mă cunosc mai bine, să mă dezvolt, să-mi pun careva întrebări, să lucrez cu sine, mai bine spus așa. Înainte, cumva, citeam așa... Era o lectură pentru divertisment și acum e mai mult o lectură... Da, o citeam fără ca să o... ca și cum pe de rost, să spun așa, fără ca să o percep cu adevărat ce vrea să spună. Cumva erau, învățam și eu niște cuvinte care le-am știut acolo, da, te trebuie așa, sau, dar nu le percepeam la nivel, nu știu, mai profund, să spun așa, mm-hmm. conștient, la nivel corp. Ok, mulțumim. Un cursant vrea să învețe o altă limbă, are această nevoie de a cunoaște atât contextul literar și istoric, cât și lucruri care țin de etimologie, să zicem. O întrebare foarte bună, de altfel, și aș începe să vorbesc
să mă întorc un pic la facultate, când țin minte că în primul an de facultate am văzut cronicarii literaturii române, iar în ultimul an făceam istoria limbii române, care, din punctul meu de vedere și al multor colegi, ar fi trebuit să se facă în același timp, pentru că trebuie să înțelegi contextul cronicilor scrise prin prisma limbii, care a evoluat de-a lungul timpului, de la mitoc, metoc, etc., până la cuvintele ca cum ar fi a dezvăluit și a te duce și a săruta mortul, când spunea domnul profesor, că de fapt a săruta vine din salutare, din latină, care înseamnă a-ți lua rămas bun și nu tocmai ceea ce facem noi în zilele noastre. Adică e o întreagă perspectivă acolo de văzut. Da, într-adevăr, este interesant să poți învăța lingvistica și să o aplici pe literatură. De altfel și mai noștri, domnul profesor Renis la Facultatea de Litere din București, Rodica Zafirul, un exemplu, stilistica limbii române, a aplicat-o pe poezia de Bacopia. Da, care chiar e o sursă de inspirație. Da. Se spune, într-adevăr, o limbă străină o poți învăța dacă citești în limba respectivă. Deci o expunere constantă. Aceeași, cum să zic, inițiativă am observat-o, poate știți, și la doamna Oana Mărâși, da, se ocupă de lingvistică, dar cel puțin la masteratul de didactice ale disciplinelor filologice, tratează acest mod de predare integrală, care combină literatura cu lingvistica și de apreciat, de dorit, mai ales în condițiile în care noile programe cumva își doresc să apropie toate aceste competențe, inclusiv cea interculturală. Da. Păi, cred că aceasta este cea mai bună strategie de interculturalitate, chiar și în domeniul literaturii, să aduci mituri din trecut sau subiecte din trecut în prezent. Da. Și văd că majoritatea scriitorilor contemporani încep să se acceseze pe astfel de tipare, nu știu dacă este cuvântul potrivit neapărat. Dar sunt aduse în context contemporan, social. Continuăm pe partea asta de școală. Alexandra, aș vrea să te întreb care este experiența sau cum ai simțit tu toată această organizare a cluburilor de carte, fie online, fie fizic? Ce eforturi au presupus? Cum au răspuns elevii? Și dacă mai primit cumva un feedback sau o listă de sugestii din partea lor? N-a fost deloc ușor de gestionat toată experiența în sine, pentru că mi-a fost frică cum se vor prezenta și ne vor face de râs. Trebuie să fiu sinceră. Mă gândeam că o să invit scriitori și chiar am trăit ca la fiecare de carte, mai puțin Alex Moldovan, că acolo știam că sunt copii mult mai micuți și sigur vor fi entuziasmați de venirea lui. A fost un real succes. Dar în rest, și celelalte au fost, doar că am trăit cu emoție și cu teama constantă, că eu le-am spus, dar îmi nor să vină și te trezești că ce facem la grupul de carte. Dar n-a fost așa, au venit. Nu, la început, puțin temător, nu un număr mare, dar am început să crească de la un grup de carte la altul. Într-adevăr, depinde și de subiect. Am avut, de exemplu, și sugestii că eu îi întreb pe ei ce părere aveți, cum au mers lucrurile, unde am elev la clasă, pentru că aceste cluburi de carte au fost făcute la nivelul școlii, unde lucrez acum în prezent. Au fost cărți și scriitori, de exemplu, am avut un club de carte unde l-am avut invitat pe Dan Lungu și am discutat despre cartea Fetița care se juca de Dumnezeu. Acolo, într-adevăr, am întâmpinat niște dificultăți, chiar ei au zis că le-a plăcut cartea, dar a fost parcă prea greu subiectul și nu l-au putut gestiona. Unii au înțeles pe deplin, alții nu. Și atunci am știut în ce direcție să o apuc. Discuțiile cu scriitorii au fost întotdeauna productive, pentru că au vizat și alte aspecte. Cum ați ajuns să scrieți despre subiectul ăsta? Ce v-a motivat? Cum de-ați abordat tema asta? Dar legat de cărți în sine, da, m-a ajutat foarte mult feedback-ul lor, pentru că poate uneori și eu le cer prea mult, din dorința de a le lărgi așa orizontul și ei mă mai temperează, pentru că îmi spun sincer, copiii sunt de regulă sinceri și spun mi s-a părut prea greu, subiectul ăsta nu l-am putut înțelege și atunci am știut ce să schimb. Cu
cumva această noțiune de autor nu mai rămâne un concept abstract. Da. Deci ei îl cunosc și atunci relația devine mai personală, au curajul să pună întrebări. Exact, da. De exemplu, au aflat că Mircea Cărtărescu încă este în viață. Și profesează și Nichita Stănescu, ce să vezi, nu este fată, ci e băiat. În continuare e o enigmă de ce îl cheamă Nichita în acest sens. Dar invitându-i, au văzut și altă latură. Chiar mi-a zis că, ia uite că nu mai sunt scriitorii, trăiesc și vin aici și vorbesc în fața noastră. Și așa e până la urmă, pentru că, de fapt, am considerat cluburile astea de carte ca o umanizare a literaturii. Mm-hmm. Și au fost niște discuții foarte simpatice până la urmă, că și-au permis să întrebe de toate. La ultimul grup de carte, cel cu Simona Popescu, pentru că știau contextul, că predă și la facultate și mai știau de la mine diverse povești, că a fost și profesoara mea, am început să întreb și cum e la facultate și ce se face și povestiți-ne și atunci s-au creat așa niște legături. Dar cred că a fost o surpriză și pentru invitați în acest dialog, nu? Da, 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 da. Chiar am cerut feedback după fiecare grup de carte. Și s-a părut fascinant așa, fascinant în sine, fascinant interesul lor pentru alte subiecte, nu neapărat cartea, dar așa, în general, viața de scriitor, pe care ei o văd așa ca pe, nu știu, ca pe un mit. Da, 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 într-adevăr. Bun. Coboară, da, scriitor, da, 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 da. Da, și cine știe, poate servi și ca inspirație pentru ca unii dintre ele să meargă pe această carieră scriitoricească, de ce nu? Da, apare ceva de neatins. Da, 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 am avut chiar surprize din fostele mele, fosta mea generație, prima, unde am fost eu dirigintă, o fetiță care era atât de pasionată de lectură și i-am îndrumat, dar fără să-mi dau seama, inconștient așa, drumul, pentru că avea încredere în ce îi recomandam. Și acum se pregătește să dea la litere, adică își dorește să meargă în continuare pe direcția asta. Mi s-a părut așa, eu nu mi-am dat seama că am avut neapărat un impact asupra ei, dar odată ce s-au așternut ani și a avut curajul să-mi scrie și să-mi spună că uitați, ați avut un cuvânt de spus în dezvoltarea mea și a pasiunii mele, chiar e îmbucurător și e cu adevărat un țel atins. E ca o confirmare, da, o confirmare a talentului. A talentului, da, și a faptului că totuși faci o treabă bună, pentru că ești acolo în serviciul lor, să zicem așa, adică e în interesul lor. I-ai încurajat de-a lungul timpului să scrie, să încerce să scrie, să dezvolte anumite teme? Da, 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 da. Da. Care inspiră? Care inspiră, i-am încurajat să-mi și aducă, să-mi prezinte ce au scris. Și, într-adevăr, a ajutat pentru că a fost așa ca o formă de terapie, să se ții judecați. Și aici cred că ce a ajutat foarte mult a fost o paralelă constantă cu trecutul meu, cu experiența mea de elev și cu faptul că și eu, la rândul meu, bine, și acum pochetesc cu scrisul, pe lângă faptul că scriu diverse articole, diverse reviste și așa, dar îmi plăcea foarte mult să scriu și la un moment dat am fost tot activă în cadrul unui cenaclu care era popular la noi în liceu și mă dusesem la întâlniri extra și la un moment dat am fost judecată foarte aspru pentru ceva ce scrisesem și știu, nu cred că era neapărat ceva valoros, dar cred că era punctul ăla al meu de pornire. Și dacă cineva mi-ar fi dat curaj, nu vrea să mă încurajeze în a scrie în maniera respectivă, dar să-mi dea o anumită direcție, aș fi simțit că am mai multă încredere în mine. Cu timpul mi-am depășit această temere și am avut confirmare din partea profesorilor, studiile pe care le-am făcut, dar așa m-am raportat și la ei, că dacă mie atunci mi s-a întâmplat neplăcerea asta, a fost ca o, nu pot să zic traumă, dar oricum mi-a tăiat din aripi. Și atunci m-am gândit că de ce să am aceeași abordare cu ei? Hai să-i încurajez puțin. Da? Nu e neapărat ceva, adică ai de lucrat aici, mai ai de îmbunătățit, dar e un început.
cum este și cu cititul. Nu ai citit 10 cărți din lista de 20, dar ai citit una pe luna. E totuși un început. Cât de mult înseamnă o vorbă bună pentru cineva și cât de mult influențează și o vorbă mai puțin încurajatoare sau bună. Exact. Știi, cum ai făcut tu cu, cu elevarea și cum a făcut cu tine. Da. Și cum le spui, practic, cum le transmiți. Nu e vorba de a minți frumos, dar de a ști să le prezinți lucrurile într-o altă perspectivă, cât ei să aibă de învățat, cum nu să se simtă criticați și judecați. Să le dea constructiv. Da, un feedback constructiv. E chiar asta, spuneam că și când le corectez diverse componente, ce au pentru examen, pentru BAC sau pentru evaluarea națională, tu nu ne ierzi niciodată, tot timpul tai la sânge, dar nu ne supărăm că, nu știu, cumva ei se așteaptă și la greșelile respective. Nu e personal. Adică s-a creat așa o legătură și atunci știu să ia și feedback-ul ăsta mai puțin pozitiv, să-l ia într-o manieră constructivă. Da, au încredere. Au încredere, da. Și știu că este spre binele lor până la urmă. Da. E greu de construit o astfel de relație, durează, uneori reușești, alteori nu, pentru că depinde, nu poți ajunge la inimile tuturor, dar dacă ai acolo 3-4 copii și vezi că lucrurile au funcționat și că merg într-o anumită direcție, atunci e un punct de pornire și pentru tine. Da, rezonez cu tot ce ai spus, pentru că am și eu o mică experiență în zona asta. Da. A educației și, într-adevăr, se construiește greu, dar odată câștigată, stârnește ceva pe plan interior în acești elevi și parcă, așa cum ai spus, li se deschid aripile și au curajul să țintească mai sus. Da, exact. Bun, acum de la peisajul ăsta școlar o să mă întreb către Mirela și am o curiozitate, tu cumva pe pagina ta promovezi, să spunem, două tipuri de estetică sau două cadre ale lecturii. Unul în natură, foarte meditativ, te-am văzut de foarte multe ori în spații vezi sau la mare, dar și în cadrul acesta intim al bibliotecilor, acolo unde adaugi obiecte de decor și de vestimentație, cumva